Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Fotbal, clasele 1-4, competiție la care participă câștigătoarele etapelor municipale. Ei bine, doamnelor, domnilor, la această competiție sunt prezente școlile gimnaziale din Gherla, numărul 1 din Gherla, școala gimnazială Avramiancu din Dej, școala gimnazială Ioan Upriș din Turda, școala gimnazială Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca, școala gimnazială Mihai Videazu din Câmpia Turzii și școala gimnazială din Vișoara. S-au format două grupe, câte trei echipe, iar primul meci se va desfășura între școala gimnazială Mihai Viteazu din Câmpia Turzii și școala gimnazială din Vișoara. Această organizare conducerii școlii și a primăriei municipiului Turda. Se desfășoară la noi în oraș faza județeană clasele 1-4 la fotbal. Avem 6 școli participante. Un minut să vi le și enumăr. Școala Ioan Opriș din Turda, școala Vișoara, școala Câmpia Turzii, Liviu Rebreanu din Cluj, școala Dej și școala gimnazială din Gherla. Școala noastră a fost desemnată de către Inspectoratul Școlar Județean pentru a organiza această fază a competiției, deoarece avem condiții care ne recomandă și am primit acceptul și girul domnului inspector, pe care îl așteptăm și pe dânsul la premiere. Câștigătoarea din această fază o să participe la faza zonală, iar după aceea faza națională pe țară. Sperăm să fie un turneu reușit, copiii sunt dornici de mișcare, de afirmare, condiții, repet, sunt și cam atât. Vă mulțumim, încă o dată mulțumim conducerii și primăriei municipiului pentru susținerea acordată. Ca și o completare la ce colegul meu, profesor de educație fizică, domnul Nicolin Botora, aș avea de adăugat că mulțumim mult domnului inspector de specialitate de educație fizică, domnului Cristian Potora, pentru faptul că și-a dat acceptul ca această competiție, faza județeană, să se desfășoare în orașul nostru și, bineînțeles, la școala noastră, la școala Teodor Brășanu. Sperăm în viitor să fim gazdele diferitelor competiții sportive. Ca și școală, sportul are susținerea mea în calitate de director și, bineînțeles, a primăriei municipiului Turda. Vă mulțumim frumos să și noastră reprezentanților presei că ne-ați onorat prezența și ați răspuns invitației noastre și sperăm să ne mai vedem tot așa în condiții foarte bune la diferite activități, competiții. Dacă nu o să aveți întrebări. Adică e o alegere bună făcută de inspectorat, ținând cont că școala Teodor Bureșanu are cea mai frumoasă sală de sport din zonă. E o sală unde se organizează și competiții de handbal la nivel național și merită Turda să organizeze un astfel de și timp. Sperăm să aducem poate și o fază zonală sau națională. De ce nu? Apropo de faza zonală, câștigătoarea din județul Cluj, cu cine se știe, cu ce județ se va întrece? Nu, pentru că se desfășoară și celelalte faze județene, încă nu se știe. Pe faze de regiuni sau? Da, regiune și după aceea faza națională la București. La federație. A spus școala din Dej și școala din Câmpia Turzii. Care școală din Dej, care școală din Câmpia Turzii? Școala gimnazială Dej, școala gimnazială... Dej din nou, școala gimnazială? Așa, stai de mine. Și în Câmpia Turzii care?
Școala gimnazială Câmpia Turzii. Mihai Viteazul. Pot participa și jucători care sunt legitimați la cluburi? Da. Criteriul 5 jucători legitimați, 5 nu, dintr-un lot de 10 jucători. Deci asta e singura condiție și să nu fie legitimați în ultimii 2 ani competiționali. Deci dacă e 2016 legitimat, are voie. Care e formatul competiției? 2 grupe de câte 3 echipe, câștigătoarele, primele 2 se califică mai departe, se joacă semifinale, locul 1 grupa A, locul 2 grupa B, locul 2 grupa A, locul 1 grupa B, semifinale, finală mică și finală mare. 5 plus 1, da. Și reprize de câte? 10 minute repriza, 2 minute pauza, se schimbă terenul. Este sistemul care... De asemenea este prezentă doamna Danina Silvia Matei, directorul școlii gimnaziale Teodor Mureșanu din Turda și Florin Potora, profesorul cel care a fost desemnat pentru a se ocupa de buna desfășurare a acestei competiții. Pentru câteva momente o să-i dau microfonul pentru că are de foarte bătut. Șansa să organizăm aici, la noi, la Turda, este prima dată cum se organizează. Și eu și pe viitor probabil că o să ne mai scrie, da. Dacă avem... Da, mulțumim. Aș începe cu 3 premii, cel mai bun jucător, Crișan Paulo, școala gimnazială Nicu Negreanu. Avem și un golgheter al competiției, Tekere Ștalin, școala gimnazială de Bazi Brazi. Iar cel mai bun portar merge la Gheția Andrei de la școala gimnazială a Dragan Pichitez. Până să trecem la locurile 3-2-1, vreau să facem o premiere specială. Să acordăm o mică conexiune de director și a trebuit să vă amatei, să ne zic la Matei.
domnule primar, pentru implicare și sprijinul acordat. Locul 2, școala gimnazială Mihai Viteazu, Câmpia Dumitru.